Volumul studia doctoralia a văzut recent lumina tiparului. Lucrarea cuprinde comunicările conferinței naționale a doctoranzilor în teologie ortodoxă, desfășurată la Mănăstirea Caraiman în anul 2019. Volumul Studia Doctoralia a fost lansat cu ocazia Hramului Facultății de Teologie Ortodoxă din București din data de 30 ianuarie. Lucrarea reunește 34 de studii prezentate la Conferința Națională a Doctoranților în Teologie Ortodoxă, care a avut loc la Mănăstirea Caraiman în perioada 8-12 mai 2019. La sesiunile de comunicări au participat 41 de doctoranzi de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din București, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Arad și Alba Iulia și 9 profesori, între care și decani și director de la școli doctorale. În nota asupra ediției semnată de conferențiarul Adrian Lemeni și de părintele diacon Gheorghe Cristian Popa, este subliniat faptul că perspectiva cu adevărat edificatoare este aceea că cercetarea teologică trebuie să fie orientată spre dobândirea smereniei, a curăției inimii și a dragostei, răspunzând nevoilor, suferințelor, apăsărilor și așteptărilor concrete ale omului de astăzi. Ne-am bucurat să observăm că tinerii doctoranzi în teologie ortodoxă au manifestat o entuziastă deschidere pentru a asuma această perspectivă. Volumul însumează 432 de pagini și este structurat în patru capitole, teologie biblică, sistematică, istorică și practică. Fiecare studiu este prefațat de un rezumat în limba engleză, Însoțit de o scurtă prezentare a studentului doctorand și de fotografia acestuia, lucrarea Studia Doctoralia poate fi consultată la bibliotecile centrale din București, precum și la bibliotecile facultăților de teologie ortodoxă din țară.